Dragi prieteni ai istoriei, în ultimii ani, din ce în ce mai des, întâlnesc tineri, liceeni sau studenți, care spun că execuția soților Ceaușescu în ziua de 25 decembrie 1989 a fost o mare greșeală. Desigur că este greu să contrazici o asemenea idee. Totuși, istoria are un principiu. Cel care dorește să cunoască trecutul, este bine să coboare el spre trecut și nu să tragă trecutul spre el. În aceste condiții, în episodul de astăzi, vă propun să vedem cum s-a sinucis Nicolae Ceaușescu în ziua de 25 decembrie 1989. Astăzi, când în România democratică nu mai există pedeapsa cu moartea, este greu de acceptat că soții Ceaușescu au fost împușcați la o margine de zid chiar în ziua de Crăciun a anului 1989. Dar dincolo de alte considerente morale sau religioase, împușcarea soților Ceaușescu nu a fost o simplă execuție. Și pentru a înțelege de ce, trebuie noi înșine să coborâm în timp. Nicolae Ceaușescu a fost într-adevăr popular în România de la sfârșitul anilor 60 și chiar o parte din anii 70. El părea a fi un lider care, deși comunist, acționa independent față de Moscova. Un lider pentru care interesele României erau mai presus de orice. Drama lui Ceaușescu este drama tuturor conducătorilor care au putere nelimitată. Treptat, el a pierdut contactul cu realitatea și a ajuns să creadă că el și numai el știe ce este bine pentru țară. Cultul personalității lui Ceaușescu a apărut inițial ca un mesaj către Moscova. Era nevoia, aparent firească, de a arăta că în spatele lui Ceaușescu se află întregul partid și întregul popor român. Dar acest cult a ajuns repede să-i exaspereze pe români. Ca orice popor latin sud-european, românii sunt foarte tentați să ia în batjocură orice nu le convine. Iar la începutul anilor 80, cultul creat în jurul lui Nicolae Ceaușescu deja depășise orice limită admisă. În plus, restricțiile economice de după iarna anului 1984-1985 au adăugat un plus de amărăciune ideii de a fi cetățean al României socialiste. Cei care în anul 1968 erau mândri că sunt români, în anul 1988, când Ceaușescu împlinea 70 de ani, nu mai simțeau nicio complicitate afectivă cu liderul lor. În alt episod al serialului nostru am arătat cum acel cult al personalității a avut rezultate bune pe termen scurt după anul 1968. Dar pe termen lung, acel cult s-a întors împotriva conducătorului Nicolae Ceaușescu. Iar în anii 80 s-a ajuns în situația absurdă ca soții Ceaușescu, Nicolae și Elena, să fie singurii români despre care presa vorbea laudativ zi și noapte. Ei erau cei mai buni români, cei mai patrioți, cei mai mari eroi. Tot poporul român stătea în umbra lor. În anii 80, majoritatea românilor deveniseră interesați de starea de sănătate a lui Nicolae Ceaușescu, din simplul motiv că acesta părea invulnerabil. După venirea la putere în Uniunea Sovietică a lui Mihail Gorbaciov, în lumea comunistă au apărut treptat unele reforme ce păreau să ocolească România. În noiembrie 1989, zidul Berlinului cădea și Europa de Est intra într-o dinamică a schimbării. Simultan în România, cel de-al 14-lea congres al partidului îl realegea triumfal pe același Nicolae Ceaușescu. Acesta părea intangibil și imun la orice schimbare, dar diferența era că, de fapt, românii chiar așteptau o schimbare. Cele ce se întâmplau în țările din jur, din Ungaria în Polonia și din Ceoslovacia în Republica Democrată Germană, păreau noțiuni abstracte fără nicio legătură cu realitatea românească. Și exact atunci, după mijlocul lunii decembrie a anului 1989, au apărut primele vești despre protestele de la Timișoara. Protestele au evoluat într-o revoltă, apoi într-o revoluție. Ceaușescu s-a opus acestora ca un sinucigaș somnambul. Practic nu există om matur în iarna anului 1989 care să nu fie aflat foarte repede ce anume se întâmpla la Timișoara. Acel Ceaușescu imbatabil despre care vorbea propaganda s-a văzut confruntat cu revolta propriului său popor. Apoi revoluția s-a extins către București. Pe 21 decembrie 1989, acel Ceaușescu atotputernic
S-a văzut la televizor ca fiind un om slab, care nu mai putea controla masa de oameni de sub balconul Comitetului Central. Morala poveștii noastre este că în propagandă Ceaușescu era un personaj omniprezent și omnipotent, precum Marele Frate dintr-un roman al lui George Orwell. În aceste condiții, victoria Revoluției a presupus cu obligativitate moartea conducătorului. În timpul bizarului său proces din 25 decembrie 1989, foarte puțini români au fost atenți la metodologia juridică. În schimb, imensa majoritatea românilor și-au dorit să se despartă definitiv de Nicolae Ceaușescu și de soția sa, ceea ce s-a și întâmplat. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste pentru oamenii inteligenți.